prea cuvioși și prea cucernici părinți și iubiți frați și surori. Prima duminică din postul mare este duminica Ortodoxiei. Este ziua onomastică a bisericii noastre. Și după vechea tradiție, în această duminică, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ne trimite nouă scrisoare pastorală. Scrisoarea aceasta pastorală vă citesc frățiilor voastre. Cinstiților slujitori ai Sfintelor Altare, iubiți frați și surori, întru Domnul. Ne aflăm din punct de vedere liturgic într-o perioadă de o profundă și uimitoare frumusețe duhovnicească. Este vremea postului mare, în care ne străduim fiecare după putința noastră să recâștigăm ceea ce am pierdut prin acceptarea păcatului în viața noastră. Adică starea de rai, de har și puritatea inimii, dobândirea plenar și real în Sfintele Taine, în Sfânta Taină a Botezului și actualizate permanent prin celelalte taine ale Bisericii Ortodoxe. Rostul adânc al postului mare constă într-o călătorie ascetică, timp de 40 de zile, ca renunțare radicală la păcate prin taina spovedaniei și într-o comunicare cât mai deasă și conștientă și cu minecare cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos cel răstignit și înviat, care a biruit păcatul, iadul și moartea și ne-a făcut părtași luminii celei neînserate și vieții celei veșnice. După o săptămână de post și rugăciune intensă, Biserica ne oferă prilejul binecuvântat de a medita asupra semnificațiilor pe care le cuprinde duminica de astăzi, numită a Ortodoxiei. Este duminica în care suntem chemați să conștientizăm în chip smerit și demn identitatea, unitatea și actualitatea credinței noastre. A fi ortodox nu înseamnă numai apartenența formală la o instituție religioasă, ci înseamnă mai ales un mod de viață întrupat în tradiția dogmatică, liturgică și filantropică a Bisericii Ortodoxe. Înseamnă dreapta credință, dreapta viețuire și dreapta făptuire. Ortodoxia este acea frumusețe despre care vorbește unul dintre importanții teologi ai viacului 20 în următoarele cuvinte. Da, există o frumusețe deosebită, spirituală, care neputând fi prinsă în formule logice, este în același timp singura cale adevărată care ne permite să definim ce este și ce nu este ortodox. Cunoscătorii acestei frumuseți sunt părinții duhovnicești, maestrii în arta artelor, cum numesc asceza Sfinții Părinți. Aceștia, ca să spunem așa, au căpătat îndemânare în ceea ce privește discernerea valorii vieții duhovnicești. Gustul ortodox, forma ortodoxă, se simt, dar nu pot fi spuse
și supuse calculului aritmetic. Ortodoxia se vedește, nu se dovedește. Iată de ce, pentru oricine dorește să înțeleagă ortodoxia, nu există decât o singură cale: experiența ortodoxă directă. Ortodoxia e sarea pământului, despre care ne vorbește Domnul Iisus Hristos în Evanghelie. Este plinătatea adevărului și integritatea vieții omului. Ortodoxia este în același timp dreapta credință și dreapta viețuire. Ea este viața lui Hristos prezentă și lucrătoare în viața creștinului ortodox evlavios. Această trăire în Duhul lui Hristos se vede mai ales în viețile sfinților. Iar apoi, pastorala de la Duminica Ortodoxiei ne aduce aminte de frământările pe care le-a provocat mișcarea iconoclastă din veacul al VIII-lea, demarată pe vremea împăratului Leon al III-lea, Isaur. Și sub influența atât a musulmanilor cât și a evreilor, s-a socotit că a zugrăvi icoana să încalcă a doua poruncă din Decalog. Ori pastorala ne argumentează că nici pe departe, pentru că Domnul Iisus Hristos întrupându-se poate fi zugrăvit pe icoană. Zice Sfântul Pavel în Epistola către Coloseni, în capitolul 1, că El, Domnul Hristos, este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut. Și în fața acestei realități triste, în anul 787 a fost convocat sinodul al VII-lea ecumenic. Pe vremea împăratului Tarasie al Constantinopolului și a împărătesei Irina. Și Sfântul Sinod a hotărât următoarele. După cum este cinstită Sfânta Cruce, trebuie cinstite și Sfintele Icoane. Ca asemenea modelului cinstite și de viață făcătoarei cruci, tot așa să fie înălțate, cinstite și sfintele icoane, fie din culori, sau din mozaic, sau din orice alt material potrivit, în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase, pe sfintele veșminte, pe ziduri și pe lemn, în case și lângă drumuri, și anume, icoana Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și apara curatei stăpânei noastre, Sfintei Născătoare de Dumnezeu, ale cinstitilor îngeri și ale tuturor sfinților și cuvioșilor bărbați. După acest sinod, încă o dată a încercat împăratul Leon Armian să lupte împotriva icoanelor. Dar în anul 843, în prima duminică a Postului Mare, în 11 martie, Patriarhul Metodii al Constantinopolului și împărăteasa Teodora au făcut un sinod la Constantinopol și credința cea adevărată a biruit. Și începând din anul 843,
prima duminică din postul mare a devenit pentru întreaga biserică ortodoxă ziua de amintire a victoriei credinței ortodoxe asupra tuturor ereziilor. Drept măritor creștin, așa cum știți, a devenit o tradiție de împreună ajutorare statornică, începând cu această primă duminică din postul mare, organizarea unei colecte pentru Fondul Central Misionar. În vederea susținerii proiectelor pastorale, misionare și social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române. De aceea vă îndemnăm cu toată dragostea ca fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună. Sprijinind prin obolul dumneavoastră lucrarea misionară a parohiilor izolate, în care locuiesc oameni în vârstă, a mănăstirilor sărace și a eparhiilor din țară și din diaspora cu posibilități financiare precare, care au nevoie de lăcașe de cult în vederea păstrării identității de credință și de neam. Pentru ca, în felul acesta, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, să putem să aducem mângâiere celor ce se află în tot necazul. Îi mulțumim Domnului pentru toate binefacerile sale revărsate peste noi și ne rugăm să ne ajute să trăim postul Sfintelor Paști ca un urcuș duhovnicesc spre unirea cu Hristos cel răstignit și înviat. În încheiere, vă îndemnăm, folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel: fraților, bucurați-vă, desăvârșiți-vă, aduceți-vă mângâiere, fiți uniți în cuge, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Îmbrățișați-vă unii pe alții cu sărutare sfântă. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Epistola a doua către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 11 până la 13. Și această pastorală de la Duminica Ortodoxiei, duminică în care biserica noastră își prăznuiește onomastica, o semnează Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și toți membrii Sfântului Sinod. Amin.